Bine ați venit la Executive cu Florin Constantin, podcastul în care aflăm dacă agricultura românească mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. Astăzi îl am alături de mine pe Vlad Popescu. Bine ai venit, Vlad. Mulțumesc de invitație. Cu ce te ocupi? Funcția, firma, ce faci? Sunt președinte al Consiliului de Administrație al Noroferte SA de uh, un an și Mulțumesc. conduc Noroferte de peste șapte ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Câtă experiență ai în agribusiness? Lucrez în agribusiness de la 18 ani. Ok. Aproape 19 ani. Și am trecut prin toate fazele agribusinessului, de la descărcat camioane, la vânzări, la muncă de birou, la condus echipe și la dus această companie pe bursă. Doar în ofert. Doar în ofert. Ok. Deci toată știe... cariera e... <laughs> Se să știi că loc e loc foarte loc. rar, noi căutăm uh, candidați care să aibă experiențe coerente de mai mulți ani de zile, și nu prea mai găsim nici măcar cu 5 ani în același loc, dar păi cu 10-15 Eu Acum, e o excepție, fiindcă e eu, 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 un business de familie, okay. la, la origine un business de familie, și evident am rămas acolo și l-am continuat și l-am dus mai departe. Second generation, a doua generație. Second generation, da. Spune-ne un pic despre challenge-urile voastre la Norofert, atât în plan local cât și în plan global, că știi că aveți o filială și în Statele Unite. Nu cred că avem challenge-uri deosebite față de restul agribusiness-ului, resursa umană, finanțările, vremea capricioasă care e coroborată cu lipsa irigațiilor. Dar aș spune că dacă ne referim la această toamnă lipsa ploilor care evident se va răsfrânge asupra finanțelor fermierilor și probabil și ale celorla jucători din agribusiness, asta ar fi cea mai mare problemă acum. Evident că problemele alternează și vor apărea altele. Voi sunteți niște evangelizatori ai pieței pentru că v-ați luat misiunea de credință să le povestiți și să-i convingeți pe fermieri să cultive bio. De ce filial în Statele Unite? E mai ușor acolo? E mai simplu? Fermierii mai deschiși la bio, la cultura ecologică? La momentul 2020, când am deschis filiala în Statele Unite, era mult mai ușor să omologezi produse în Statele Unite, fiindcă exista și o legislație de minimum risc pesticides, pe care am mers acolo și am omologat un număr de șase produse la început. Am mers pe teste în câmp, am mers pe teste autorizate, pentru că acolo există niște centre autorizate în care se fac teste și ai o, o, un istoric. Certificat cu ștampilă, cu semnătură despre cum au mers produsele tale versus lot martor sau alte produse și înarmați cu aceste trei uh, evenimente importante, uh, sperăm că primăvarul 2023 va fi prima în care vom face vânzări acolo. Între timp, în Europa lucrurile s-au mai lămurit sau devin de mult mai clare cumva, cumva, că niciodată nu sunt foarte clare în Europa. Uh, și am deschis piețe noi și acolo. Uh, vorbim de Republica Moldova, care nu e parte din Uniune, dar totuși e mult mai simplu de intrat acolo decât în, în, România sau în restul Uniunii. Și explorăm piața din Franța. O să, o să mai avem câteva piețe pe care sperăm să le deschidem. Evident, nu e ușor, evident fiecare piață are particularitățile ei, dar sperăm să încet, încet să le Cerim. Vorbeam cu fondatorul Agrointer, cu Vlad Bacovei, înainte de emisiune și ne povestea cu fotbalul american. Ce meritocrație incredibilă că nu se fură jucătorii unii de la alții, că se selectează tinere talente. Se pare că și la produsele de fitoprotecție și la produse de nutriție a plantelor, cam tot așa stau lucrurile dacă sunt testări pe bune. Zine un pic despre echipa ta. Câți oameni îți raportează direct și cât sunt în total în orofer la acest oră? În momentul acesta suntem 60 de colegi în, în ori ofert. Mulți înainte! Mulțumim foarte mult! Și uh, avem, evident, un o organigramă, zic eu, bine pusă la punct, uh, care crește de la un sezon la altul. Ne-am concentrat în ultima, în ultima jumătate de an pe consolidarea echipei de vânzări, dar și echipei de conducere. M-am retras din postul de CEO și rămân în, în Consiliul de Administrație pentru că... Cui nu-i place strategia. Cui nu-i place strategia, exact. Pentru că, din punct de vedere operațional, am considerat că pot găsi pe cineva mai bun ca mine. Și atunci rămân în, în, în funcția de președinte uh, președintei Consiliului de Administrație și mă ocup de strategie, așa cum spui și tu. Produse, piețe... Și toată relația cu uh, piața de capital, pentru că din 2020 suntem listați pe piața de capital. Foarte interesant că spuneai înainte, practic, accesul la piața bio trece mai întâi prin înregistrarea produselor și mai apoi prin convingerea fermierilor, adică trebuie să ai și produsele care corespund sau care sunt necesare. Spune -ne așa: care sunt gudiurile din pipeline? Ce... sau care sunt punctele voastre strong la produse? Ce ce puncte de efort aveți? Păi, e clar că ne aflăm într-o piață foarte competitivă, indiferent că vorbim de mari jucători sau importatori de diverse produse din Spania, Italia și așa mai departe. Ne-am dat seama că în fiecare an trebuie să vii cu una, două produse noi, pentru că altfel vei rămâne în urmă. Și atunci avem pregătite și pentru primăvară câteva produse. Avem și linia asta de îngrășăminte granulate pe care am inaugurat-o în finalul acestei veri. Și pentru noi e foarte importantă pentru că reprezintă, așa, o, o încununare, să spunem, a portofoliului de produse. Îngrășămintele granulate, evident, se vând bine și se vând mai ușor decât ai vinde niște produse de, bio, de bioprotecție. E un pic mai simplu de spus povestea. Așadar, e de lucru și, odată cu linia asta, am completat portofoliul și putem să generăm produse noi aproape în fiecare an. Deci aveți și solide și lichide da. acum. Chiar eram un curs mai devreme într-un curs de training și analizam situația sectorului îngrășămintelor solide în Europa. Toată lumea închide, Ce ceva apuca pe voi să deschideți. Păi simplu, nu folosim gaz. Și atunci, okay, ne folosim gaz sau ne fiind o materie primă de maximă importanță și de maxim consum, e clar că nu se reflectă în prețul îngrășămintelor. Fiind îngrășăminte ecologice din uh, surse minerale sau animale, procesul de producție este un pic mai simplu decât atunci când vorbim de sinteză. Așadar, putem să păstrăm niște prețuri decente, spun eu, pentru uh, momentul istoric în care ne aflăm, prețurilor îngrășămintelor. Orice business plan, orice ambiție de business trece prin oameni. Ce faceți la norofert ca să vă motivați echipele? Avem aș spune așa ca particularitate pentru piața de capital avem ceea ce se numește un stock options plan și acest stock options reprezintă să spunem o un skin in the game pentru, pentru oamenii din companie adică în fiecare an evident la împlinirea unor KPI-uri se primesc acțiuni la companie acțiuni care pot fi vândute sau se pot păstra o anumită perioadă de timp și, în felul ăsta, încercăm să cointeresăm oamenii să, să tragă tare pentru companie. Și eu cred că e un mecanism pe care, din fericire, îl avem la îndemână și îl putem folosi pentru, pentru bonusarea oamenilor, pe lângă, evident, bonusarea care se face în agribusiness. Foarte interesant, cred că este și o premieră pentru că societățile care nu sunt neapărat cotate cel puțin pe bursa locală cu greu pot să mobilizeze un astfel de mecanism. Vă puneți angajați în perspectiva de acționari să fie direct interesați la performanța financiară și de business-a companiei. Mai direct de atât nu da, cred că se asta poate. asta ai menționat nivelul crescut al concurenței, inclusiv în segmentul vostru, chiar dacă voi sunteți precursori și lideri din câte știu. Ce faceți ca să vă loializați clienții? În afara unui politici de prețuri competitive și așa mai departe, nu, cum spune toată lumea. Încercăm să venim cu cu foarte multe loturi demo și încercăm să trecem peste poveștile din cataloge, și din filmulețe și din conferințe și așa mai departe și să mergem în câmp să le arătăm oamenilor cum funcționează produsele. Și cred că loturile demo sunt în momentul ăsta cea mai bună unealtă de marketing pe care o companie o are la dispoziție. Evident nu doar noi o avem. Dacă omul vede că funcționează, nu mai are niciun motiv să nu cumpere, practic cam asta ar fi. Teoretic, asta e ideea. Alte businessuri Norofert ofertă este face parte dintr-un grup sau doar sunteți focusați pe agricultură, mai aveți și alte activități? Am început evident cu producția de inputuri pentru agricultura ecologică, ne-am întins, să spunem așa, și spre farming ecologic. Am achiziționat o fermă în, în Zimnicea de 1000 de hectare, unde am început conversia către ecologic. Suntem anul 2 de an, de anul viitor vom fi full ecologici. Și facem chestiunea asta pentru că, evident, este o activitate complementară e un loc în care putem să testăm produsele și un loc în care folosim doar produsele noastre, 100% doar produsele noastre și tehnologii noi pe care le, mai apoi le folosim în pachetele pe care le vinde. Cât de legitim să poți să fii mai mult decât să cultivi chiar tu? Și și să folosești produsele proprii? Îți, îți dă o legitimitate, cum bine spui. Când ești și fermier și folosești produsele alea la tine, clar ai altă. Un cuvânt mult mai greu de spus. Ce suprafață lucrați? 1000 de hectare. Mulți înainte? Dacă mulțumim. se poate? Dacă s-o putea, mulțumim, da. Care sunt, în opinia ta, principalele mize de management în sectorul agribusiness la ora actuală în, în România sau în segmentul vostru? Principalele mize au dificultăți, să le spunem așa, sunt, cred că tot în, în partea de, de echipe de vânzări. Uh -huh. E dificil să ai retenție pe echipă de vânzări, e dificil să o motivezi, e dificil să, să vinzi ce vrea ea să vinzi. Nu? Toată trebuie și echipa să vândă și ce e mai greu să vândă, nu ce e foarte ușor. Și ce e important pentru companie? Și ce e important pentru companie. Uh, și cred că un bun management al echipei de vânzări e uh, absolut esențial. Mai ales că nu putem să facem vânzare fără consultanță implicită în uh, sectorul nostru. Absolut. N nu cred că se pot despărți uh, vânzările de consultanță tehnică. Cred că trebuie să meargă în aceeași mașină. Uh, în și același în, același timp, om. și în, același, în aceeași direcție. Și dacă nu e același om și sunt doi oameni, poate cu atât mai bine. Aveți un departament tehnic care dă suport în consultanța aceasta? Avem un departament tehnic, avem uh, uh, niște colegi foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic și mai ales pe agricultură ecologică și ei merg în teren cu colegii din vânzări și în felul ăsta reușim să, să trecem peste multe bariere. Care sunt provocările voastre în domeniul financiar la această oră? Evident că seceta prin care trecem întinde un pic uh, finanțele șef, și a fermierilor și ale noastre, jucătorilor din agribusiness, și evident că o să trecem și peste chestiunea asta, dar e o presiune pe flow, e o presiune pe finanțări, nu numai aia de la începutul anului, băncile uh, vin cu bani mult mai scumpi. Dar um, cred că putem găsi totuși încă metode de a finanța și de a continua activitatea pentru fermieri. Pentru voi, bursa a fost o metodă de finanțare? Categoric. Mai aveți și alte <guch> surse nu. de finanțare? Bun. În afară de uh, finanțarea de pe piața de capital pe care am avut-o de la început, în 2019, am făcut un plasament privat, am atras și o, o emisiune de obligațiuni la început de 2020, am mai făcut niște majorări de capital cu aport în numerar. Dar cred că pe măsură ce o companie crește, colaborarea cu băncile devine în ce în ce mai importantă. Și atunci, evident că devii bancabil, devii mai interesant pentru bănci și poți obține niște condiții de finanțare mai bune în momentul ăsta decât uh, ai face-o pe piața de capital. Așadar, ne, -am, ne focusăm și am trecut un pic mai mult pe colaborarea cu băncile pentru finanțări de, eu știu, finanțări de vânzări sau finanțarea unor investiții. Mulțumesc pentru focusul tactic asupra businessului. Acum să ne ridicăm un pic și la strategia agricolă pentru că nu putem funcționa ca actori în lanțul de valoare fără să avem și o opinie sau un input asupra strategiilor pe care le are sau nu le are această țară. Și vreau să te întreb dacă ai avut ocazia să te uiți în planul național strategic pe care România l-a trimis la Bruxelles în octombrie 2022 pentru a treia oară. Ce apare sau ar sau nu apare și ar trebui să apară în Planul Național Strategic? Recunosc că nu m-am uitat foarte atent și... Bă, a o mie de fac. pagini. Ar trebui de... să o fac. Bănesc că nu s-a scris foarte mult despre cercetare în domeniul agricol. Și aici, personal, așa am o durere foarte mare că nu, nu, nu văd să se facă foarte mult pentru cercetare și totuși avem o infrastructură care a însemnat ceva și pe scheletul căreia am putea să construim ceva în continuare... Cu totuși o, o, o finanțare decentă, și nu se întâmplă chestiunea asta. Aici ține și de o viziune pe termen lung, cred, a unui minister al agriculturii, o viziune care a trebuit să treacă peste succesiunea de miniștri și să se continue așa în timp. Asta ar fi, cred că, principala problemă, și e o chestiune care ne va, ne va mușca în viitor. Ne va lovi foarte mult în viitor, pentru că nu avem cercetare, tot ce se face foarte nișat și foarte, uh, nu știu, la, la mâna unor oameni uh, bine intenționați care vor să mai continue. Dar, la nivel general, nu văd o strategie pe tema asta. Am reușit performanța să trimită la Bruxelles în noiembrie 2021, februarie 2022, octombrie 2022 trei drafturi de plan național strategic pentru implementarea politicii agricole comune din 2023 încolo, sub trei miniștri diferiți. Uh... Da. <laughs> o, o, performanță unică. Nu cred că mai e alt stat membru din UE care să fi fost în situația asta. În fine, ne dorim să apară lucruri care să favorizeze și viitorul, cum e cercetarea și dezvoltarea, nu doar prezentul sau viitorul foarte, pe termen foarte scurt. În acest context, România este un stat membru UE, cam a cincea cea mai mare țară agricolă a Uniunii Europene. Care sunt avantajele noastre competitive ca țară? Păi, cred că un avantaj competitiv, l-am văzut anul ăsta, este accesul la Marea Neagră. Nu? O grămadă de cereale din Ucraina au tranzitat România și au plecat prin port Constanța. Evident, blocându-ne foarte mult din activitate. Asta e o altă discuție, dar Cred că ar trebui să ne folosim mai mult de, de avantajul ăsta. Acum vorbim de agricultura ecologică și trăgând un pic discuția pe partea noastră, cred că am avea o șansă mult mai mare în, în, în întreaga Uniune Europeană dacă ne-am concentrat mai mult pe agricultura ecologică, dacă am devenit cu adevărat o voce în agricultura ecologică. Totuși, mare parte din suprafața României cultivată ecologic se cultivă cu uh, uh, cultură mare, atunci, clar, noi în momentul ăsta exportăm materie primă și importăm mâncare. Puțină câte importăm, ecologică, dar uh, o facem. Cred că am putea foarte bine să ne gândim și la procesare atunci când facem culturi ecologice și să devenim un exportator de produse cu valoare adăugată, nu doar de. Uh, de bază. Ambiția UE este ca până în 2030 să avem 25% suprafețe cultivate în regim ecologic. Media nu UE este 8%, România Codașă la 3%, dar dacă Aproape ne uităm... Patru. La... Aproape 4%. Aproape 4% da. și datorită VOD, dar dacă ne uităm la perspectiva de la 4% la 25% în următorii 7 ani, e interesant. Acum, personal și nu vreau să par pesimist, nu cred că vom ajunge la 25%. Măcar la 24%. Măcar la 10% dacă ajungem ar fi bine. Acum, realist vorbind, probabil că un 8-9% ar fi un target ambițios pentru noi, dacă se continuă trendul așa cum a fost până acum. Sunt țări din Uniunea Europeană care au 25%, Austria, de exemplu, încă media e la 8%, că sunt unii care o trag în jos, dar nu știu dacă fiecare țară din Uniune va ajunge la 25. E mai mult un guideline și e mai mult o medie propusă. Dar am vrea și noi măcar un milion de hectare de bio -România. Cam asta ar fi un ar obiectiv rezonabil. Ar fi fantastic, da. În contextul ăsta, pe termen mediu, să zicem așa, la un orizont de 5 ani, care este miza de oportunitate pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar? Ai menționat procesarea, mai sunt și altele? Clar că un pas foarte important ar fi dezvoltarea irigațiilor. Și asta e o discuție care se întâmplă de foarte mulți ani, se întâmplă destul de puține în mod practic. Um, un pas mic, foarte mic, o să-l facem și noi la ferma noastră, pentru că e nevoie de irigații și o să începem cu 200 de hectare irigate de anul viitor. Dar um, cred că un prim pas foarte important ar fi investiția în irigații. Adică din Suprafața pe care o avem trebuie să scoatem cât mai mult și de calitate cât mai bună. Atunci, ăsta e pasul cel mai important. Ne uităm la cum arată ultimii ani, plouă din ce în ce mai puțin, și irigațiile sunt o necesitate absolută. Am ratat 6 miliarde în PNRR la irigații. Sper să fie mai mulți bani în PNS, deși nu pare să fie așa. Am văzut întotdeauna o paralelă între suprafața irigată a României și suprafața cultivată în bio, cam tot 3-4% efectiv. Sper să ieșim din paradigma că ne-am născut speranță și să nu murim talent în acest aspect. Apa este viață. Voi lucrați cu agricultori în direct, le vindeți produsele, îi evanghelizați pe zona de bio, dă așa un suot rapid al fermierului român cu puncte forte, puncte slabe. Ce mare de Cred că un punct foarte al, al fermierului român este că totuși se demoralizează greu. E un luptător. E, rezi uh, e rezilient. E rezilient, îi, îi, place, îi place cumva lupta asta așa cu natura. În același timp uh, tinde să se lase destul de ușor câteodată și n-aș vrea să mai avem în 2020 anul viitor pentru că o să vedem multe ferme de vânzare. Eu n-aș mai vrea să mai avem niciun 2022. Nici un 2022. Mă gândeam la, la climă, dar doamne ferește să mai avem un 2022 din alte puncte de vedere. Aș spune că e câteodată închis la inovație și nu vrea să vadă, nu vrea să vadă inovația. Câteodată trebuie un pic împins de la spate să, să încerce tehnologii noi. Și aici nu mă refer doar la digitalizare sau la roboți sau drone, mă refer și la produse noi sau um, soluții noi pe care le poate implementa destul de ușor și destul de ieftin în, în fermă. Cred că astea ar fi două dintre ele foarte acute, să le spunem. În opinia ta, care sunt mizele pieței, muncii în agribiznesul românesc? Găsiți voi oameni ușor, talente, îi rețineți ușor. Care sunt uh, provocările pe acest segment? Am observat în acești ani de agribusiness că există totuși o, așa o rotație a cadrelor în, în tot ecosistemul ăsta și uh, intră destul de puțini oameni noi în hora asta a agribusinessului. Se schimbă destul de repede locurile de muncă. Și uh, aici, iarăși, venim la educație, la cercetare, la niște investiții care ar, trebu ar trebui făcute. Nu vin foarte mulți studenți care termină studiile în agricultură, nu vin neapărat în agribusiness. Și mă refer doar în vânzări, mă refer și la suport tehnic, mă refer șef de ferme, mă refer mecanizatori, iată, că și pentru asta avem nevoie de, de niște școli. Așadar, trebuie să nu să o întinerim, dar să o mai schimbăm un pic forța de muncă, să, să, să avem niște echipe care rămân statornice și care totuși pot să aibă așa o coeziune și să ducă mai departe strategia unei firme. Ce visăm noi la executiv este ca într-o bună zi toate formările medii și superioare tehnice din domeniul agriculturii, cel puțin din domeniul agriculturii, să fie finanțate doar în baza procentului de inserție profesională utilă în meseria pentru care oamenii s-au pregătit, pentru că avem câte un absolvent de USAMV peste tot, la echipe de fotbal american, la echipe de telecom, dar puțin rămân în domeniul ăsta și e păcat pentru că da. e un domeniu de viitor. Da, da, așa este. Am reliefat un pic poate subiectul. Cât de repede vor veni roboții în agricultura românească și ce facem până atunci ca să digitalizăm sapa? Cred că vor veni mai repede decât ne așteptăm și cred că ultimii doi ani sau folosind și pandemia, dar și seceta din 2020 ca un declanșator, ca un catalizator, am văzut un pic mai multe ferme digitalizate, chiar dacă la un nivel primar, și cred că vom vedea niște inovații foarte, foarte interesante în următorii ani, fie că e vorba de cartare din satelii sau din dronă, sau mecanizarea, robotizarea unor procese din fermă. Nu știu, stropirea sau semănatul. Sau. Am văzut o, o inovație acum, un tratament cu laser al burienilor, de exemplu, și cred că ar putea să prindă foarte bine în următorii ani. Sunt premize. Sunt premize și pentru că s-au schimbat generațiile în agricultură și noua generație e mult mai deschisă la nou, dar cred că o să vedem uh, pași rapizi în următorii ani. În contextul fluid, foarte competitiv și foarte incert în care trăim acum, ce face Norofert ca să rămână o organizație agilă și competitivă? Îmi place să cred că suntem o organizație agilă și că rămânem agili uh, și asta s-a văzut în creșterea din ultimii ani. În afară de uh, produse noi și adaptarea la piață, pentru că e clar că un produs are și el un, un moment de naștere până când intră în piață și e viabil pentru vânzare, um, încercăm să ne trăinuim foarte bine echipa de echipa de vânzări și echipa tehnică, pentru că tot timpul există, um, eu știu, concepte noi în agricultură și produse noi, există așa o, o, un ciclu de. De viața unui produs au fost uh, solubilele, MPK-urile solubile, biostimulatorii, aminoacizii, uh, bacteriile. Nu se știe niciodată ce urmează și care o să fie moda, și trebuie să vezi un pic din timp care e trendul și încotro se îndreaptă ca să te poți adapta și să te poți schimba spre, spre ce o să vină nou. Și cred că aici e marea luptă să știi ce, ce urmează, care e next big thing în, în agricultură. Acum, voi sunteți lideri pe un hype incredibil, tratamentul la sol, revitalizarea solurilor maltratate, sărăcite, tratează fermierii solul și îl aduc la viață înapoi? Cum veți treaba? Foarte interesantă chestiunea asta. Foarte mulți fermieri din, din convențional folosesc genul ăsta de, de, de produse. Adică am reușit cu un tratament de sol, cu microorganisme, să avem vânzări mai mari în convențional decât în ecologic ceea ce înseamnă că oamenii încep să se uite la genul ăsta de produse și încep să se gândească la sănătatea solului, ceea ce este minunat pentru că de acolo pleacă o grămadă de probleme. Nu este niciodată prea târziu să adopți bune practici da. în agricultură. Asta e dovada. Ultimele trei întrebări, focus maxim. Ce nu merge acum bine în agricultura României? O listă scurtă, nu lungă. Doamne, păi... <laughs> cred că nu merge apa și cred că nu merge continuitatea. Cred că nu avem continuitate pe politici, nu avem continuitate pe strategie și cred că de aici ar trebui să începem. Ce-ai face mâine? Primele trei măsuri pe care le-ai luat dacă ai fi ministrul agriculturii? Cred că, aș, cred că aș, încerca să, să aduc un, un, consens, așa un larg consens pe niște politici de interes național cu, în ceea ce privește agricultura să rămână și după plecarea mea. Pe care, care poate dura o lună sau doi ani, habar n-am. Dar cred că asta e problema, că nu avem o strategie care să trăiască mai mult decât postul de ministru. În contextul ăsta vine și corolarul. Care ar trebui să fie strategia României pe următorii 30 de ani și chiar dincolo de 30 de ani, pe termen foarte lung? Prima problemă e că ar trebui să existe o strategie pe următorii 30 de ani. Meritul unei strategii pas? este că există în primul rând. Că există, nu știu dacă există acum, dar -a ar venit. trebui gândită. Cred că ar trebui să ne poziționeze cumva din jucători minoritari în niște jucători cât mai importanți în zona asta a Mării Negre și putem să avem aceea suprafață, dar să exploatăm, să, să scoatem mai mult de pe suprafața aia. Cu tehnologie, cu roboți, cu irigație și așa mai departe. Și cu oameni mai bine pregătiți? Și cu oameni mai bine pregătiți. Mai multă inteligență la... Mai multă inteligență la hectare. La hectare, da. exact. Ultima întrebare și încheiem. Mai faceți investiții la anul, în 2023? Suntem obligați să facem investiții. Pe lângă investițiile în irigații de care îți povesteam, investim în fiecare an în fabrică și în procesul de producție. O să venim cu niște automatizări la linia de îngrășăminte și pesticide lichide. O să mărim spațiile de depozitare pentru că deja nu mai avem loc. Și o să mai avem câteva investiții, să zicem, surprize pe care le vom anunța la moment oportun. Mult succes, Vlad, Mulțumesc și recolte bogate și fermieri fericiți! Mulțumim!